Corul de Copii Radio va susține un concert extraordinar mâine seară la sala radio alături de Corul de Copii al Radiodifuziunii Bulgare. În cadrul unui program de cooperare internațională între Radio România și Radiodifuziunea Bulgară, cele două ansambluri vor concerta pentru prima dată împreună la București în cadrul unui eveniment dedicat excelenței corale. Alături de noi, în jurnal, pentru a ne da mai multe detalii, se află domnul Răzvan Rădos, direct, uh, dirijorul corului de copii Radio. Bună seara! Bună Bine seara. ați venit! Bine v-am găsit! Mâine seara, așadar, la orele 19, la sala Radio, va avea loc acest uh, concert uh, extraordinar. Vă rog să ne spuneți mai multe despre el. Este un concert special pentru că cele două ansambluri nu se întâlnesc des. Fiecare dintre ele concertând în traseele lor. S-a mai la... întâmplat vreodată să concerteze împreună cele s -a două ansambluri? S-a întâmplat, întâmplat însă nu în România, ci la unul dintre festivalurile europene mari. Uh, sigur că uh, bucuria de a aduce două ansambluri de mare tradiție împreună pe scena, pe scena sălii radio este una specială. Dacă e doar să ne gândim la istoriile acestor ansambluri, Corul de Copii Radio din București a fost fondat în anul 1945, iar Corul de Copii Radio de la Sofia a fost înființat în anul 1965. Sunt ansambluri cu o foarte mare tradiție și sunt uh, ambele veritabile școli de dezvoltare personală prin artă pentru acești copii. Și de ce nu recunosc prin un dirijor tânăr pentru dirijorilor? Dar spuneți-mi cum, cum s-a produs această cooperare și cum este uh, pentru copii să concerteze alături de colegilor bulgari? Este vorba despre un parteneriat instituțional institu 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 între Radio România și uh, radiodifuziunea bulgară și, desigur, uh, noi facem astfel de spectacole, uh, asociăm, uh, ne asociem cu mare bucurie cu alte branduri mari, nu doar din muzică ci din uh, toate domeniile. Uh, criteriul care ne aduce pe scenă este calitatea. Ce va cuprinde uh, ce cuprinde practic programul acestui concert uh, extraordinar și până la urmă, de ce este el spectaculos? Pentru că sunt spectaculoase ansamblurile care urcă pe <laughs> scenă. <laughs> Asta o spun și ca dirijor și al ca iubitor de Copii, de copii. Radio, și ca iubitor de muzică corală, pentru că Uh, aceste ansambluri nu sunt doar niște coruri de copii, ci sunt aceste branduri mari corale, uh, chiar dacă ele sunt formate din copii. Așadar, am tras puțin cu ochiul. Ceva cuprinde programul. Exact. Am tras puțin cu ochiul la programul pe care îl vor, vor cânta colegii noștri din Bulgaria și am descoperit, pe lângă multe creații de compozitori uh, bulgari, și uh, un aranjament la bohemia Rhapsody, iată un mare hit mondial, un uh, aranjament. Coral după un cunoscut uh, opus al lui Piazzola și, de asemenea, o prelucrare minunată a lui Schubert. Uh, copiii noștri vor aduce pe scenă uh, un repertoriu festivalier. Spun festivalier pentru că este un amalgam făcut din foarte multe piese sau fragmente de piese. Uh, din unele vom cânta foarte puțin, foarte multe dintre ele se vor înlănțui astfel încât să. Uh, poarte publicul într-o călătorie uh, pe mai multe axe, atât istoric cât și geografic. Mă gândesc acum la prelucrări corale de uh, John Rutter, uh, compoziții de Pablo Casals, uh, Javier Busto, Serge Folli, iată Franța, dar și uh, minunate creații ale compozitorilor români, Sabin Păuța și Anton Zeman. Spuneți-mi unde se mai pot găsi bilete la Casa de Bilete a Sălii Radio și pe site-ul cu care uh, lucrează Sala Radio atunci când comercializează biletele. Ce, ce alte concerte mai pregătiți în perioada următoare? Ce urmează pentru Corul de Copii Radio? Pregătim cu mare avânt un concert care va avea loc în seara zilei de 27 aprilie. Este, dacă vreți, concertul nostru mare de primăvară, Uh, care se numește în acest an simplu tribal și care aduce pe scena sălii radio uh, opusuri uh, foarte diverse din marile culturi tribale ale lumii, dar și creații contemporane care se inspiră, iată, din acest izvor ancestral. Domnule Rădos, vă mulțumesc foarte mult, mult succes! Ținem pumnii copiilor! Mulțumim și noi! Și dumneavoastră, evident, mulțumim foarte mult!